doesn't even make sense why I think about you. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this, cause now I dream about you. I was probably too drunk, it's blurry, but I've got the image of you running circles in my mind right now, and it could fade away, but it probably won't. Vă dau bună ziua și vă mulțumesc că ați revenit la un nou vlog sau vă urez bun venit pe canal dacă sunteți noi. Eu tocmai setesc cadrul pentru că vreau să facem un mic haul. După cum ați observat din cadrele anterioare, am fost până la poștă. Înainte să mă apuc să filmez, am fost la Cargo, s-a trebuit să las un pachet pentru Vinted și după aceea am fost la Easybox, la Fun, de fapt la Funbox, și vreau să vă arăt ce am ridicat. Afară este extrem, extrem de întuneric. Să începem holul, am făcut cadrul puțin mai cozy pentru că vreau să vă arăt două/trei chestii în total. În primul rând v-am zis că am ridicat un colet de la Funbox. Acela conținea doar un singur articol care, sincer să fiu, îmi face toamna completă, și anume perechea asta de șosete de la Ralph Lauren. Este asta cu ursuleți. Ursuleții ăștia sunt foarte faimoși, sunt emblematici pentru brand și eu îmi doream șosetele astea de când mi-a început nebunia cu UGG-urile de anul trecut și în sfârșit le-am găsit în stoc în mărimea mea. Adică nici nu știu ce mărime sunt, sinceră să fiu, dar cred că sunt în mărimea mea pentru că le-am luat de la femei. Sunt 52% bumbac, 43% poliester. Vă rog frumos, nu aruncați cu pietre în mine pentru că am dat 100 de lei pe ele, dar... le-am luat pentru ursulețul ăsta pentru că, sinceră să fiu, mă înnebunește și îmi place foarte mult. O să am mare grijă de ele pentru că sunt cele mai scumpe șosete pe care le am eu în garderobă, în general, în dulap. Așa că, da, le-am luat, mi s-a pus pata pe ele de anul trecut, mi le doresc de anul trecut și știți că am fost în... iarna trecută am fost în Viena la târgul de Crăciun și ne-am oprit și prin Pandorf sau Prandorf, nu știu exact cum se spune, outlet-ul acela faimos din Austria, și acolo le-am căutat în toate magazinele, în toate outlet-urile, le-am căutat și aici în Pick & Cloppenburg, peste tot, pe site-uri, pe About You, și în sfârșit le-am găsit pe Answer. Sunt super virale și mi le-am dorit și eu foarte mult. Să știți că dacă se aude ceva, Mira se joacă pe cutiile cu cele două comenzi pe care le-am eu de pe About You, care sunt aferente celor două colaborări din luna octombrie. O să vorbim noi și despre acele. A, și apropo, am o mică idee pentru o mică schimbare aici pe canal, un nou tip de videoclip. Mă gândesc că eu tot îmi cumpăr chestii și mă gândesc, atât beauty cât și make-up, cât și skincare, haircare, haine, accesorii și așa mai departe. Mă gândesc, aș vrea să fac un haul lunar în care să vă arăt toate chestiile pe care mi le-am cumpărat, de exemplu, luna septembrie, sau toate chestiile pe care le-am cumpărat în luna octombrie. Dacă vreți și vă doriți să vedeți un astfel de clip, lăsați-mi, o să las eu un comentariu ca să dați acolo un like la el și să văd câte like-uri se strâng. În funcție de asta o să materializez ideea asta sau nu, pentru că eu o să vă arăt în continuare și în vloguri, doar că mă gândesc, nu toată lumea se uită la vloguri și are răbdare să stea pe tot parcursul vlogului, așa că poate un haul din asta lunar ar fi o idee bună în care să cuprind toate produsele de skincare, ce mi-am recumpărat, ce mi-am cumpărat nou, ce o să încerc și ce haine mi-am cumpărat și așa mai departe. Poate vă place să vedeți, că știu că vă plac haulurile, de aia zic, și în perioada următoare nu știu cât de multe cumpărături o să fac, dar dacă nu o să fac foarte multe cumpărături, o să fie vlogurile mai scurte. Am aici un colet, un colet pe care l-am ridicat de la poștă. A venit ieri un aviz misterios în căsuța mea poștală și m-am dus astăzi să văd despre ce este vorba, că nu se putea duce Emmy pentru că
Era pe numele meu și doamnele de la poștă vor să vadă buletinul persoanei care este trecută acolo pe recomandată sau pe aviz, așa că a trebuit să merg eu. Și am avut plăcuta surpriză să văd că sunt aceste huse de la Burga. Știți că eu am mai avut colaborări cu Burga în trecut, ei bine m-au contactat din nou pentru o mică colaborare. Și mi-am ales două huse de telefon. Să știți că eu am pe telefon în momentul ăsta tot huse de la Burga. Sunt foarte mulțumită de ele. Momentan o am pe asta pe telefon și m-ați mai tot întrebat de oglinjoara asta, de unde o am. E bine, este de o grămadă de timp. O am de când aveam colaborarea cu Zoom, pe care cred că am avut-o în 2022. Și de atunci le am de pe Zoom. Deci nu mai știu, sincer, unde să vă redirecționez să le luați. Încercați să căutați pe Google, nu știu, sticky selfie mirror for phone sau ceva și o să vă dea acolo, dar cert este că mi-am luat două huse noi și le-am luat, o să vă arăt imediat imprimeuri, de fapt vi le arăt prima dată și după aceea vă povestesc. O să știți că husele Burga sunt foarte calitative, eu pe asta o am din 2023, deci aproape, nu, de când mi-am luat telefonul, cam așa, le am, o am pe asta de aproape un an și ceva și este în stare perfectă. Am purtat-o într-una, nu are nicio zgârietură, telefonul este protejat, cred că se vede puțin aici, de câte ori l-am izbit eu pe jos și de câte ori a fost protejat de husa asta și nu a pățit absolut nimic. Colțurile s-au exfoliat puțin, ăsta din partea asta și cel de aici, dar nu este nimic vizibil, nimic deranjant. Husa este pe stilul ăsta lucios și vedeți că n-are nicio zgârietură, se păstrează foarte, foarte bine și m-am bucurat că m-au contactat din nou pentru o colaborare și mi-am ales două huse mai tomnatice, pentru că am pe asta și încă una cu flori. Ele vin în săculeți și prima husă pe care am ales-o este aceasta, este cu animal print. Îmi place foarte mult ideea asta de animal print, huse cu animal print în general și vedeți că are exact aceeași calitate. Husele de la Burga vin în două straturi, cum ar veni. Vine stratul ăsta plasticos și tare și vine stratul ăsta cauciucat. Poți purta husa și așa, pentru că, na, scrie, adică e ok și așa, dar e, bineînțeles, mult mai frumoasă cu plasticul acesta. Și cea de-a doua pe care mi-am ales-o este tot ceva așa mai de sezon rece, că v-am zis că de sezon cald am, bine, merg folosite oricând, dar am zis să am unele în nuanțe mai închise și este asta cu ursuleți, foarte frumoase sunt ambele și calitatea v-am arătat-o deja pe husa cea veche. Și nu știu dacă observați, husele nu sunt, n-aș putea să le probez pe telefon pentru că nu sunt pentru acest telefon. Sunt pentru 16 Pro Max. Mi-am precomandat iPhone 16 Pro Max și asta pentru că m-a înnebunit action button-ul, care ar trebui să fie undeva aici în partea dreaptă a telefonului și odată apăsat să intre direct în cameră sau dacă îl ții apăsat să înceapă direct să filmeze fără ca tu să trebuiască să stai Face ID, scroll, nu știu ce, direct. Când ai un moment, poți să începi să înregistrez sau să pozez momentul respectiv, care pentru mine, lucru care pe mine mă ajută foarte mult în crearea de conținut. Știți că eu fac vloguri, filmez, adică mă tot întrebați în vlogurile de călătorie cu ce filmez. Ei bine, toate cadrele pe care eu le iau, de oriunde, unde am fost, Portugalia, croazieră, Grecia anul trecut, cred că aveam telefonul, da, Grecia anul trecut, Dubova, Viena și așa mai departe, pe toate le-am filmat cu telefoanele, că și ei mi-are tot 14 Pro Max și ne-am descurcat de minune cu ele. Filmează foarte bine, au o calitate super bună și am zis că vreau să schimb. Am schimbat pentru acest action button și pentru calitatea camerei frontale. În momentul în care o să-mi vină precomanda, pentru că vă l-ați inserat pe ecran, am precomanda încă din 18 septembrie făcută la acest telefon și astăzi este 4 octombrie, deci eu cred că o să mai dureze ceva. Aș fi putut să am telefonul, dar greșeala mea a fost că am stat pe gânduri atunci când s-a dat startul precomenzilor, pentru că și-au primit unele persoane telefoanele, unele persoane au acest iPhone 16 Pro Max pe care mi-l doresc și eu, numai că ei au comandat foarte repede. Cum s-a dat startul la precomenzi, au pus precomenzile și așa au reușit unii să aibă acest telefon mai repede decât alții. Eu momentan încă aștept pentru că am spus să o gândesc câteva zile, să nu acționez la impuls și să dau precomandă imediat ce a ieșit. Am stat, am gândit-o.
Am calculat-o, am analizat-o și mi-a dat bine din toate punctele de vedere, așa că am ales să schimb telefonul, dar am dat precomanda mai târziu, deci o să-mi ajungă, nu știu, sper eu curând, dar realist vorbind, mă aștept undeva prin 1 noiembrie să-mi ajungă. Oricum, mă bucur că am husele pregătite, n-aș fi vrut să vă spun până la momentul potrivit, atunci când am telefonul, dar am zis că dacă tot am aceste huse, de ce să nu le împărtășesc cu voi? Să știți că pe Burga sunt tot felul de oferte, sunt, nu știu, cumpără două, primești două gratuit și chiar dacă sunt mai scumpe, să știți că se merită 100% pentru că protejează telefonul, au și un design cute și mai au și tot felul de huse pentru laptopuri, huse pentru căști și huse pentru căștile acelea mari, deci puteți să vă faceți niște seturi foarte frumoase cu ajutorul Burga și toate sunt super calitative. Cam asta a fost, este vineri astăzi, eu am avut puțin de lucru la birou pentru că am fost miercuri și joi la birou, am băgat forță și miercuri și joi, n-am mai filmat de câteva zile pentru că a fost viața mea obișnuită, am fost la birou, după care miercuri am fost la sală, am venit, am mâncat, după aceea m-am spălat pe păr, joi m-am trezit dimineață, am mers la birou și după aceea am venit acasă, am mâncat și ne-am pus la somn și deja am ajuns la ziua de astăzi. Bine, astea au fost update-urile. Astăzi mă gândesc, nu-i voie mami! Astăzi mă gândesc că, adică trebuie să merg la sală, cu toate că este o vreme foarte urâtă. Am fost miercuri, vineri și sper să mai ajung și mâine, sâmbătă. Deci cam astea sunt planurile pentru ziua de astăzi. Am niște pulpe la cuptor. Și începe weekendul, încet, încet. Am mai terminat din lucrurile pe care aveam să le fac și m-am pus să-mi despachetez comenzile About You și am aici o grămadă de lucruri frumoase, dar o să vedeți mai multe în haul. Cred că haul-ul ar trebui să fie deja postat la momentul la care vedeți voi acest vlog, deci vi-l las în bara cu descrieri. Și apropo de colaborările About You, nu știu dacă ați observat, dar luna septembrie a trecut fără un live împreună cu iubitul meu pe About You și asta pentru că am observat o mică scădere în numărul de vizualizări în live-urile din iulie și august. Așa că, dacă vă doriți să ne revedeți, să ne susțineți, să mai avem live-uri din astea pe viitor, este foarte, foarte important pentru noi să avem cât mai multe vizualizări la live-urile pe care le avem. Așa că, așteptăm cât mai multe persoane să se uite pe live-ul pe care îl găsiți în bara cu descrieri. Dar eu o să vă zic să intrați, pentru că la momentul la care vedeți voi acest vlog, live-ul este în trecut. Dar l-am avut, sper că a mers bine și vi-l las în bara cu descrieri. Înseamnă foarte mult pentru mine să am colaborările astea cu About You împreună cu Amy, pentru că vreau să se bucure și el de vouchere de cumpărături și știu că cu ajutorul cât mai multora dintre voi putem să facem lucrul ăsta, așa că pentru mine, dacă vreți să mă susțineți și să ne susțineți colaborarea asta care mie mi-este atât de dragă, vă aștept cu un mic like pe linkul din bara cu descrieri, înseamnă foarte, foarte mult pentru noi. Să știți că în cadrul sesiunilor de live avem și coduri de reducere și multe surprize pregătite și ne ia destul de mult să pregătim sesiunile astea de live, nu sunt atât de ușor de făcut și Amy a trebuit să treacă peste destul de multe frici în fața camerei și să intre live alături de mine, deci înseamnă foarte mult să continuăm să le avem pentru noi și așteptăm susținerea voastră, că fără ea nu putem să continuăm. Știți că eu am fost mereu foarte sinceră cu voi și atunci când am avut nevoie de ajutorul vostru, vi l-am cerut, așa că acum este unul dintre acele momente. Vreau să vă arăt un produs pe care mi l-am comandat eu de pe About You și pe care vi-l las în bara cu descrieri dacă îl mai găsesc în stoc. Este de la Fossil și mi-am cumpărat o frumusețe de ceas inel. O să îl probez imediat, o să-l pun pe deget să-l vedeți mai bine. Dar uitați-vă și voi ce frumusețe. Oare se vede? Îl vedeți cum trebuie? Că filmez cu G7X-ul momentan și nu știu cât de bine îl vedeți. La telefonul, că tot ăsta mă salvează din toate încurcăturile. Este super frumos, extrem de finuț. L-am luat pe auriu și arată foarte bine pe deget. Eu l-am probat și în magazin pentru a ști dacă îmi vine sau nu și o să vă las o poză inserată pe ecran, că n-aș vrea să-l scot încă din packaging. Aș vrea să-l mai las puțin până când o să-l arăt și lui Amy cât de frumos a venit, că e foarte bine securizat aici, dar arată extraordinar de bine și dacă vă gândiți să faceți un cadou, este, credeți-mă, cadou
ideal și să știți că funcționează și codurile de reducere pe care le tot avem noi și la bijuterii. Deci, da. Atât de mult mi-aș dori să am spațiu pentru o oglindă mai mare ca să pot face outfit check-uri mai des, dar ideea este că merg la sală, mă așteaptă Amy, vine după mine, este un drăguț pentru că afară plouă oribil și am pus pentru prima oară colanții ăștia de pe Shein pe mine, pentru că i-am tot purtat pe aceia care au așa un imprimeu din acela ca de marmură și am zis să-i pun și pe ăștia iunii, așa, într-o singură culoare și mi se pare că arată foarte bine. Credeam că o să se muleze un picuț mai urât pe celulită, că am niște celulită pe spate, dar mi se pare că arată super, super ok. Încep să mă simt din ce în ce mai bine în corpul meu cu mersul la sală și parcă se văd rezultate și kilograme în minus și așa mai departe. Chiar arată super bine și aici, în partea de sus, mi-am luat un tricou pentru sală, dar mă duc în hanoracul ăsta până ajung acolo. Vreau totuși să vă recomand cu încredere colanții de pe Shein și ăștia într-o singură culoare, pentru că sunt super groși și nu se vede prin ei nimic deranjant. Merg la sală și cu asta se încheie și toată treaba mea pe weekendul ăsta, adică, bine, mai am mâine de pus niște colete la Vinted, dar sunt excited că venim acasă și o să ne uităm la Asia Express și o să înceapă weekendul. Finally, că a fost o săptămână super ocupată. Cred că de acum încolo o să ne facem un obicei din a lăsa pe Amy să facă pâine în fiecare weekend. Am mai făcut o pâine, am încercat să punem și susan pe deasupra, dar nu e, hai să rupi, dar nu e neapărat o idee bună, mai bine arăta fără susan. La fel de crispy. E mai faină ca data trecută. Da, e puțin mai faină în interior, a căpătat experiență. ASMR-ul săptămânal. Și de data asta nu mai avem ciorbă de fasole, avem varză călită făcută tot de Amy. Și nu mai am nici făină de desubt. Da, 10 din 10. Avem castraveți, au băgat la Lidl castraveți murați în saramură, preferații mei. Acolo avem smântână și, după cum vă ziceam, a făcut Amy varză călită de data aceasta. V-am zis că el este cu gătitul ăsta românesc, eu sunt cu gătitul mai, nu știu, italian, asiatic, el e cu ăsta românesc și nu sunt deloc tristă pentru că face treabă foarte bună. Bravo! Bravo, ți-ai ieșit foarte bine. Hai să gustăm. Bun. Acum e rândul meu să filmez. Trebuie să filmeze dacă îmi place sau nu. Ai grijă ce zici, că Mira te vede în spate. Că bună e, băi. Bună? Mm-hmm. Ce gustare. E și puțin picantă, dar e foarte bună. Și că e ciorbă de cartofi. Nu, e foarte bună, nu l-ascultați. Vorbește prost. Stai că n-am gustat. E modest. Vezi că am pus un pic picant. Foarte bun ți-a ieșit. Bună dimineața, este luni. Prima zi din săptămână și eu încep energic cu o fugă până la Easybox pentru că mi-am comandat niște pungi pentru Vinted, nu am nimic în care să încapă paltoanele, așa că mi-am comandat niște pungi mari pe care mergem să le ridicăm împreună. Afară, sincer, pare ziua perfectă de toamnă, este frig, este în același timp soare și lucrul ăsta mă ajută foarte mult pentru că astăzi vreau să distribui toate coletele pe care le-am de distribuit pe Vinted. Am avut un weekend pe cinste, am petrecut un timp pe cinste împreună cu Amy. Sâmbătă aproape n-am ieșit din casă, eu am fost puțin până la mall, Amy a rămas în casă și ieri am făcut poza pentru Live-ul About You. A făcut Amy de mâncare din nou românești de ale lui, foarte gustoase. Am stat, ne-am uitat la TV, am dormit până târziu, ne-am uitat la Pokémon. A fost un weekend pe cinste, m-am relaxat, mi-am încărcat toate bateriile și sunt gata să încep o nouă săptămână în forță. Astăzi, pe lângă Vinted, am de împachetat toate coletele, de expediat toate coletele pe care le am. Până în momentul de față,
de filmat un clip, de editat un clip, de muncit la birou, de mers la sală, am multe de făcut azi. Dar primul lucru a fost să vin aici să iau coletele, pungile de colet, de fapt. Cât ai zice, pungi de expediere, am ajuns la Easy Box și vedem ce cutiuță ni se deschide. Ai, 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 plăcut, dar frigut afară. Ia uite, asta s-a deschis și mi-am comandat, dacă tot am fost în lipsă de pungi de curierat, mi-am comandat pungi de curierat, v-am zis, din astea pentru paltoane, dar le-am luat roz. Am găsit roz, ceea ce nu găseam înainte când expediam eu chestii pe Vinted, și am luat roz. Am zis că dacă tot am nevoie, să iau ceva cute și sunt super drăguțe și par destul de încăpătoare pentru ce am eu nevoie. Eu, având doar pungi din astea mici, de tricouri, de pantaloni și așa mai departe, n-am putut să expediez niciun colet cu haine, dintre cele cu hainele pe care le-am pus în ultimele zile, pentru că nu aveam pungi în care să le expediez, așa că a trebuit să aștept după astea și în sfârșit au venit și mă pot apuca de treabă. Ia uitați că aici vedeți culoarea mult mai bine. Sunt super cute. Gata, le-am adus acasă, safe and sound, și mă pot apuca să împachetez toate coletele pe care le-am de expediat. Sunt super încântată că am pungile astea roz și în cazul în care vă gândiți să vă luați și voi și sunteți ca mine și nu știați că există pungi roz pentru curierat, să știți că le-am găsit foarte simplu pe eMAG, pur și simplu am dat search pungi, sau nu, plicuri curierat și le-am găsit acolo. Este o... Vă las link-ul în baracul descriere să vă fie mai ușor, dar mă bucur că am găsit pe roz, că mi se par super cute. Și par dimensiunea potrivită, așa că o să mă apuc de treabă, o să vă țin cu mine, dar nu o să vorbim, o să vă arăt doar procesul, pentru că este un proces destul de lung și am vreo, nu vreau să exagerez, dar vreo 16 colete, cred că am de expediat și sper să fie majoritatea la Easybox, ca să nu trebuiască să merg foarte departe cu multe colete, pentru că punctul de livrare Cargus este destul de departe de mine. Știu că trebuie să merg cel puțin cu 2 sau 3 colete, dar sper să nu fie mai mult de atât, că o să merg eu pe jos. Hai să mă apuc de treabă! You have the time of your life, every single night, the confetti's raining down. You put your hands to the sky, center of the crowd, you're the talk of the town. And I tell myself I don't want that, what glitters ain't gold. I tell myself I don't need it, cause I'm fine on my own. But I hate being on the outside, looking through a window. I say I don't want it, but I'm so full of it. I wanna be the life of the party, I wanna dance with somebody. Cam astea sunt toate articolele care au fost comandate individual, nu în pachete. Așa că mă voi ocupa de astea prima dată. Am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pachete pe care le voi ambala repede. Și ce fac eu este să dau, să scriu o notiță mică, un mulțumesc scris de mână. Mă gândesc că, nu știu, așa le-am făcut de la început, de când am început să expediez pe Vinted, dar nu trecut pe vremea asta. Și așa voi continua să le fac, pentru că mi se pare cute. Mă pun să scriu notițele și după aceea să trec la împachetat. Ooh.
cineva a comandat toate chestiile astea. Paltonul ăsta colorat, paltonul ăsta albastru, paltonul gri de la Sensei și blănița de la Reserve. Și toate astea trebuie să-mi încap într-o pungă. Stați că vreau să văd unde se expediază la same day. Ok. Într-o pungă. Sincer, acum m-am gândit că vreau să pun și un cadou pentru acest colet, pentru că a comandat 4 chestii. Așa că o să îi trimit și acest lip treatment de la Pixi, pe care l-am primit într-un pachet de PR și o să scriu pe el cadou sau bonus. Bonus. Așa, și o să lipesc pe el. Și o să fac asta la mai multe pachete, adică ce dacă comandați mai mult de 3 chestii, o să vă pun și un cadou. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Nu este tot, mai am un set de 5 articole, deci trebuie să pun un cadou și pentru ăsta. Ok, o geantă, vestă, cardigan, bun, mă duc să aduc. Pus-o pe Vinted fără să vă mai dau de veste aici pe vlog, dar este de la Steve Madden și e super drăguță. Mă bucur că a cumpărat-o cineva, că eu n-am mai purtat-o de foarte mult timp. Este genul de geantă care se poartă așa, crossbody, și o să mă folosesc de ea ca să pun un cadou în interior. Și dacă tot am pornit pe partea de produse de buze, continuăm tot cu un lip treatment din ăsta de la Pixi, bonusul. Și acum o să ambalez coletul și ăsta e ultimul colet de ambalat. Doamne, că nu mai am energie. Mai trebuie să mai fac și alte lucruri azi. Gata, ambalat și coletul cu numărul nici nu știu care. Vreau să citesc acum, să vedem. Așa, haideți că mi-am și oprit ce am în căști, pentru că vreau să numărăm împreună comenzile pe care le-am depachetat și de trimis, ca să verific să văd dacă le-am pus pe toate sau mi-a scăpat ceva. Sper că nu mi-a scăpat nimic. Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bun, și atunci pe jos trebuie să am tot 17. Imediat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Le-am pe toate! Am terminat de împachetat, stați să vă iau în mână să vă arăt. Cam așa ceva arată la mine în depozit. Astea sunt pachetele pentru same day și acela este singurul pachet pentru Cargus. Mi-au fost ascultate rugile și toate pachetele sunt la same day. O să mă ocup de ele în decursul zilei de astăzi și o să ajungă curând la cele care au achiziționat. Să știți că la momentul în care vedeți pe acest vlog, mai sunt chestii pe Vinted, puteți să mergeți să vedeți și dacă cumpărați mai mult de 4 articole, 4-5 articole, o să vă pun și un cadou, pentru că vreau să mă scap cât mai repede de articole, nu vreau să le mai țin în bucătărie, așa că aștept oferte decente, că știți că eu sunt bună și nu țin la preț neapărat, vreau doar să scap de ele și să le dau pentru un preț cât de cât ok. Sper să ajungă toate hăinuțele astea la cineva care să se folosească într-adevăr de ele și să se folosească cu bucurie de ele, pentru că sunt haine în perfectă stare și pe care le-am dat la niște prețuri super accesibile, așa că sper că fiecare articol o să ajungă unde trebuie și o să fie folosit cu drag și spor. Vă las, v-am zis, fac o mică pauză, văd ce mai este pe la muncă și ne auzim curând. În cadrul vlogului de astăzi, probabil că o să vă arăt când pun coletele la Easybox sau când merg la sală, nu știu. Gata! Am terminat de filmat haul-ul About You pe care voi sper că deja l-ați văzut la momentul la care vedeți acest vlog. Și acest haul, să știți că m-a făcut foarte încântată pentru live-ul pe care o să-l avem miercuri pe About You, pe care dacă nu l-ați văzut, vă las link-ul în bara cu descrieri, acela în care v-am rugat să intrați pentru că e destul de important pentru mine și pentru Emi. Dar, arătându-vă articolele și trecând odată prin toate lucrurile pe care urmează să vi le arăt și să vi le prezint, mi-au făcut niște ținute și idei de ținute pentru
a vi le prezenta în live, foarte faine. Am o grămadă de chestii interesante, deja am două ținute și trebuie să alcătuiesc trei, dar o să-mi fie floare la ureche că ia uitați câte, se bagă soarele în nori, ia uitați câte articole mai am aici din care pot să aleg și să vă arăt. Doamne, ce s-a întunecat și ce s-a răcit, de fapt, imaginea, că nu întunecat este neapărat cuvântul potrivit. V-am prezentat tot în hall această blăniță de la Miss Pap, care mi se pare dupe după blănița virală de la Zara și pe care o voi păstra și sper că îmi ajunge blănița de la Zara în timp pentru acest vlog, ca să facem și încheierea vlogului cu comparația dintre cele două și să vedem exact pe care o păstrez. O să vorbesc mai multe în partea aceea de vlog și dacă nu reușesc să filmez pentru astăzi, să vedeți în vlogul de astăzi, sigur în vlogul următor o să începem fix cu asta, că nu știu exact cât durează să mi se livreze blănița de la Zara. Este aceea virală, care a fost virală încă de anul trecut și pe care eu anul trecut n-am ajuns să o achiziționez. Anul ăsta am găsit un dupe pe About You și mi-am comandat-o și pe cea de la Zara și vreau să facem așa o mică comparație, s-ar putea să fie destul de interesant. Atât am avut de raportat, asta am făcut, mi-am făcut un lip combo interesant, care este foarte ieși din zona mea de confort. Am combinat, stați să mă duc să vă arăt, de fapt, că poate e mai ușor așa. Acesta este lip combo-ul ciocolată pe care îl am în momentul de față pe buze și care mi se pare că îmi face dinții foarte albi. Am folosit rujul ăsta mat de la Sephora în nuanța 1, 2, 3... Nu știu exact cum se numește, mai mult decât atât. 1, 2, 3 este o nuanță așa de ciocolatiu și este din noua lor formulă de rujuri mate. Au reformulat rujurile lor clasice, astea mate de la Sephora, cream lip stain-urile și au scos și câteva nuanțe noi, printre care cred că și asta, 1, 2, 3, este o ciocolată foarte frumoasă, peste care, pentru a luci, că asta este un ruj mat, ca să lucească, am pus acest Road de la Hailey Bieber în nuanța Espresso. Asta este lip combo-ul meu de astăzi și mi se pare că arată foarte bine. Am culoarea, intensitatea culorii dată de acest lip stain și glossul dat de acest lip gloss și mi se pare că arată foarte, foarte bine. Sper că n-am fost pătată pe dinți, cu toate că am observat un pic că eram pătată pe dinți, dar na, e riscul meseriei atunci când porți niște produse atât de închise. Arată tare drăguț și buzele mi le-am liniat cu acest Makeup by Mario, pe care deja știți și v-am zis multe despre el. Îmi place maxim cum arată și cred că s-ar potrivi mult mai bine dacă aș avea ceva mai colorat în partea de jos. Cred că ar fi mers în partea, adică la bluză, cred că ar fi mers mult mai bine asta, mai rozie așa, dar a trebuit să o prezint în live, așa că n-am, în clip, așa că n-am putut să o iau pe mine. Dar ăsta este color combo-ul, lip combo-ul și arată tare drăguț pentru toamnă. Nu cu una, ci cu două ture la Vinted. Câteva ore mai târziu mă pregătesc să merg la sală și să duc ultimele două colete, cele două mari și cel pe care trebuie să-l duc la Cargus. Și am terminat, am expediat toate coletele care au fost comandate și acum am undă verde să pun restul de articole pe Vinted, numai când o apuc să le pozez și pe alea. Aceasta este ținuta mea de mers la sală. Am păstrat colanții pe care i-am avut vineri, că sunt foarte faini, îmi place mult cum se așează și am luat un tricou pe dedesubt și mă bucur mult că este așa, nici prea cald, nici prea fric și e ok să iau trenciul ăsta ca să nu, știți că nu-mi place să merg în colanți până la sală și mai ales când am de dus și alte chestii, nu este un drum direct, așa că am luat trenciul ăsta pe deasupra, este numai bine de el, îmi pot și supleca mânecile dacă mi-e cald. Merg la sală, merg la Cargus și după aceea gata, ziua de azi, că a fost o zi super mega ocupată. După sală ajung acasă, mâncăm și mâine la birou. Extrem de extenuantă săptămâna asta, dar suntem în forță. Ultimul mohican urmează să fie livrat aici la punctul Ship & Go Cargus. La asta vin eu de obicei și am scăpat de toate coletele. La cât am muncit eu astăzi și acum merg și la sală, nu merit un reward. Am intrat pe la Starbucks și mi-am luat un Pumpkin Spice Oat Shaken Espresso. E cel mai bun lucru pe care vi-l puteți lua la Starbucks în sezonul ăsta cu dovleac.
Așa că mi-am luat și îl savurez în drum spre sală, că mai am de făcut cam vreo 20 de minute de aici până la sală. One of me is cute, but two though. Give it to me, baby. Da, două de apă. Nu, trei de apă. O cană de orez, trei de apă. Bună ziua. Am revenit cu ce v-am promis că o să revin încă de luni. Astăzi este miercuri și vreau să ajungă vlogul ăsta la voi în timp util. Trebuie să îl editez în timp util pentru că mâine plecăm la Sibiu și vreau să încep un vlog, nu că dedicat, dar un nou vlog, să se lege așa lucrurile, logic, cât de cât. Și vreau să vă arăt diferența dintre cele două blănițe. Mi-a venit între timp și blana de la Zara și vreau să facem comparația între ele și să vă arăt exact ce și cum și să mă ajutați cu părerea voastră despre care să o păstrez, cu toate că deja știu că mi-a venit blănița asta ieri. Ieri marți am fost la birou și n-am avut chef să filmez când a venit blănița, dar am sunat-o pe mami cu video și i-am cerut și lui Emi părerea mea, părerea lui. Sunt puțin agitată că am avut niște zile atât de agitate. Ar trebui să mă calmez puțin, că nu mă alergă nimeni. Dar când intru așa într-o cursă contra timp, că am multe lucruri de făcut și puțin timp pe parcursul zilei, simt să grăbesc tot ce am de făcut, dar nu mai este cazul că am terminat tot ce aveam de făcut. Așa că haideți să facem comparația între aceste două blănițe. În primul rând, opțiunea numărul 1, blănița de pe About You, este aceasta. Cam așa arată. Asta este calitatea materialului și densitatea blănii. Vine cu o glugă. Asta îmi place mult, leacă are această glugă și mi se pare super cute. Pe asta am mai prins-o numai în mărimea 40 sau 42, deci de asta mi este super mare. Cam așa arată, nu mă deranjează că este mare decât la mâneci, vedeți? Încă nu i-am dat jos chestia asta, că nu știu dacă o returnez sau ce fac cu ea. Dar aceasta cam așa se prezintă. Este de pe About You și este la prețul de 400 și ceva de lei. Deci nu este o diferență foarte mare de preț între aceasta și cea de la Zara. Cea de la Zara care instant cred că vă pare mult mai densă și credeți-mă că și în realitate este mult mai densă. Ea este mărimea S pentru că am găsit o mărimea S și vine instant mult mai bine fiind o mărime potrivită mie. Cam așa arată cea de la Zara. Și vă ziceam că deja am o decizie. Asta nu vine cu glugă, vine doar cu aceste revere mari. Și cam asta este densitatea blănii, densitatea materialului, reverele astea mari aici în partea asta. Și cam asta îi este lungimea. De la spate arată în felul ăsta și se încheie cu ceva capse. Aceea se încheie cu moș și babă. Spune. Vrei șnițel? Nu. Nu vreau. Fă-s tu, eu nu vreau atâta prăjeală. Așa. L-am lăsat pe Emi să gătească, că v-am zis că eu sunt într-o cursă contra timp. Bun. Și densitatea ăsteia și parcă materialul și croiul mă mulțumește mai mult decât cea de pe About You, sinceră să fiu. Acum sunt foarte curioasă să-mi spuneți și părerea voastră. Asta mi se pare că arată mai expensive, cu toate că a fost la același preț. Mi se pare că vine mai bine pentru că mi se potrivește mărimea. Cred că o să arate foarte bine și cu un tricou pe dedesubt pentru că e super grosuță. Prețul este similar. V-am zis că și aceea pe About You a fost vreo 400 de lei și asta a fost 450 de lei. Momentan o păstrez pe asta și pe aceea văd dacă pot să o returnez. Că n-am mai făcut retururi pe colaborare cu About You și dacă nu pot să o returnez, văd eu ce fac cu ea, sigur o să își găsească, căsuță pe Vinted sau poate chiar o să fac, o să ofer cadou aici într-un vlog dacă nu o pot returna pentru că v-am zis că am luat-o pe colaborare. Dar cred că voi rămâne cu asta, că mi se pare mult mai simpatică. Cred că pe ea o să o și iau la Sibiu, că am înțeles că o să fie friguț și că o să plouă ei, dar asta este comparația pe care v-am promis-o. Mă dezbrac acum că este foarte cald. Noi numai ce am terminat live-ul About You,
dacă cumva nu l-ați văzut sau dacă vreți să-l revedeți, după cum vă ziceam încă la începutul acestui vlog, mă ajută foarte mult orice vizualizare acolo, pentru că vreau să continui aceste proiecte și pot continua numai dacă vă uitați voi, așa că dacă vă doriți să mă susțineți, cu asta mă puteți susține, știți că nu vă cer să mă votați, să mă nominalizați, să nimic, vă cer să mă susțineți cu proiectul ăsta și mă ajută foarte, foarte mult să o faceți. Închid vlogul aici, atât am avut să vă zic, atât am avut să vă transmit, sunt foarte agitată, așa că vreau să mă liniștesc puțin, să mă pun să editez, să mănânc și să mă calmez. Mâine o iau de la capăt cu o zi agitată, pentru că este ziua colegii mele de muncă, trebuie să împachetez cadoul în seara asta, să merg la birou, să sărbătoresc, să merg la unghii mâine, dar o să începem un nou vlog și povestim acolo mai multe. Sunt foarte recunoscătoare, sinceră să fiu, că pot să fac toate lucrurile pe care mi le propun și că sunt într-o perfectă stare de sănătate și că nu mă doare, nu mă ține, nu mă strânge nimic și nu vreau să mă plâng că vai cât sunt de ocupată, mă plâng într-un fel că mă agită și parcă transmit așa o stare de agitație, așa că cred că o să mă opresc din vorbit și o să mă pun pe editat și pe relaxat puțin așa. Mira deja face cozonaci pe blana mea de la Zara, deci cred că ea a decis care blană rămâne. Vă mulțumesc mult pentru vizualizare, pupici, îmbrățișări și ne revedem curând cu un vlog, cel mai probabil un vlog din Sibiu.